Nu a plecat cu mâinile goale. Un bărbat de 38 de ani din Chișinău a furat un portmoneu de 60.000 de lei al unei angajate într-un hotel din capitală. S-a întâmplat în timp ce individul a plătit pentru cazare și a lăsat cheile de la cameră. Furtul a fost surprins de camerele de supraveghere. Potrivit oamenilor legii, bărbatul a sustras portofelul din sertar și a mers într-o direcție necunoscută. Ulterior acesta a fost identificat și reținut de polițiști pentru 72 de ore. În urma audierilor, făptașul și-a recunoscut vina. El riscă până la 240 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității, amendă de până la 67.500 de, de lei sau până la 4 ani de pușcărie. Acesta nu se află la prima abatere de acest gen.